cea anterioară că alterațiile prezente la cheie poartă denumirea de armură și au efect pe întreg parcursul lucrării muzicale. Acestea ne specifică două lucruri. 1. care sunt notele ce trebuie alterate pe întreg parcursul lucrării și 2. care este tonalitatea respectivei lucrări muzicale. Astăzi vorbim despre aflarea tonalității plecând de la armura prezentă la cheie. Vom lua ca exemplu o lucrare muzicală ce prezintă 2 diezi la cheie. Care ar fi notele pe care trebuie să le alterăm pe întreg parcursul lucrării muzicale? Analizăm poziția diezilor. Primul diez este poziționat pe a cincea linie a portativului, exact pe locul notei Fa 2. Deci primul diez este fa dies. Iar cel de al doilea dies se află pe locul notei do 2. În mod firesc, al doilea dies este do dies. Deci, în lucrarea noastră muzicală, datorită armurii de la cheie, toate notele fa vor deveni fa dies, iar toate notele do vor deveni do dies. Regula Urcând un semiton de la ultimul diez de la cheie, aflăm denumirea tonalității. Semitonul este distanța cea mai mică ce poate exista între două clape alăturate. Care este ultimul diez de la cheie? Corect! Do diez! Urcând un semiton, ajungem la nota Re. Iar aceasta este tonalitatea noastră re major. Deci, orice melodie scrisă în re major va avea alterate pe parcursul ei notele fa și do, acestea devenind fa diez și do diez. Să luăm un alt exemplu, cu patru diezi la cheie. Pentru a afla tonalitatea, trebuie să urcăm un semiton de la ultimul diez. Analizând poziția acestuia, descoperim că ultimul diez este re-diez. Urcând un semiton de la re-diez, ajungem la mi. Deci tonalitatea este mi-major. Ce se întâmplă însă dacă la cheie avem un singur diez? Simplu! Acest singur diez este și ultimul diez. Fa-diez. Urcând un semiton, ajungem la nota sol. Deci, tonalitatea este sol major. Precizare. Armura de la cheie ne ajută în aflarea tonalităților majore, adică în cazul melodiilor vesele. Însă, dacă melodia e tristă. Pentru aflarea tonalității minore, cu diezi, va trebui să parcurgeți lecția tonalități relative. Recapitulare. În cazul armurii cu diezi, Putem afla tonalitatea majoră a unei melodii urcând de la ultimul diez un semiton. Armura ne comunică notele alterate pe întreg parcursul lucrării muzicale. Întrebare! După regula învățată astăzi, care ar fi celelalte tonalități cu diezi?